Dacă ați auzit de Simona Gherghe, știți că este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. La vârsta de 45 de ani, se poate numi o femeie împlinită, cu o carieră de succes și o familie fericită. Alături de soțul său, Simona este mândră mama a doi copii adorabili, Ana, de 6 ani și Vlad, de doar 4 ani. Cu toate acestea, viața nu este întotdeauna ușoară, mai ales atunci când trebuie să jonglezi cu responsabilitățile profesionale și cele de părinte. Pentru Simona Gherghe, perioada aceasta este plină de emoții. Nu numai că se pregătește pentru un nou an de muncă în fața camerelor, dar cei doi copii ai săi se pregătesc și ei pentru o nouă etapă educațională. Dacă nu ați auzit încă, fiica vedecei, Ana, vă începe școala în doar 2 luni, iar fiul său, Vlad, vă schimba grădinița. Acestea sunt două motive de mari emoții pentru Simona Gherghe și pentru soțul său. Dacă aveți copii, știți cât de emoționant este să îi vezi pe cei mici intrând într-o nouă etapă a vieții lor. Și dacă nu aveți copii, probabil că vă amintiți emoțiile pe care le-ați avut și voi înainte de începerea unui nou an școlar. Iar vedeta noastră nu este diferită. Simona a mărturisit că inima ei este plină de emoții în timp ce copiii ei se pregătesc să intre la școala de vară, locul unde vor avea ocazia să se pregătească pentru noul an educațional. Sunt după un weekend plin, cu o groază de ieșiri cu Ana și Vlad. Inima îmi dă pe afară de emoții, pentru că de mâine amândoi vor fi la summer school. Doar că în 2 locuri diferite, 2 locuri noi pentru amândoi. Îi pregătim pentru toamnă, când Ana va începe școala, iar Vlad schimbă grădinița. Noi începuturi, noi emoții. Știu că și ei le simt, emoția aia amestecată cu nerăbdarea, știu că o să le fie greu la început, dar mai știu că Ana și Vlad sunt mai puternici decât mine în clipa asta. Simt că s-a închis un capitol cu terminarea grădiniței și orice început vine cu un strop sau mai multe de anxietate. A scris Simona Gherghe în mediul online, dar nu este totul roz în viața vedeței, care a dezvăluit că nu și-a putut stăpâni emoțiile în această perioadă de tranziție. Cu gândul la copiii săi, Simona Gherghe a izbucnit în lacrimi, dar a găsit puterea să-i încurajeze pe micuți. Am plâns puțin în seara asta după ce i-am culcat, dar știu că o să fiu tare mâine și o să-i strâng în brațe cu toată iubirea, așa cum fac mamele, și o să-i asigur că va fi bine. O îmbrățișare pentru toți cei care se pregătesc de un nou început, pentru cei care pășesc pe un drum nou. Va fi bine, a mai spus Simona Gherghe. Fiecare etapă nouă în viața copiilor este de asemenea un moment de reflecție pentru părinți. Aceștia se întreabă dacă au făcut tot ce trebuia pentru a-i pregăti pe cei mici pentru noul drum pe care îl au de parcurs. În acest sens, Simona Gherghe ne-a reamintit